Ce scrie Biblia despre băuturile alcoolice? E păcat să bei non-alcoolic drinks. Iertați-mă, dar parcă totuși întrebări care... Cum să bei băuturi alcoolice? Acum, mulți se foloseze ce spune Pavel lui Timotei. Să nu bei decât puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Eu ce văd acolo este ca o linguriță, vedeți, un medicament. Medicamentul bei cu sticla, cu paharul? O linguriță îi dai la copil, nu? Dar nici vorbă de alcool, băuturile alcoolice, alcoolul. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu sunt de folos. Apropo de berea fără alcool la ora actuală și în țară, dar am avut mesaje. În biserică, la noi, la Betel, au fost multe, mai multe mesaje. Că tineri care încearcă să cocheteze, a cocheta, a tragiversa, dialoga cu vrăjmașul, e un mare pericol. Ei, aici toată problema este, trebuie să fiu tranșant. Nici nu mă apropii, nici nu mă gândesc măcar. Nici nu las să-mi treacă prin minte să mă apropii de o băutură alcoolică. Deci feriți-vă ca de foc.